Bonjour a fost reținut pentru 72 de ore. Ca să fie clar, vreau să fac o claritate, nu este vorba de dosarul penal în care este învinuit Filat Vladimir. Este o nouă cauză penală intentată pe frauda bancară, și anume componența de infracțiune de escrocherie în proporții deosebit de mari și spălare de bani. De ce abia acum, la această etapă, s-a ajuns cu această măsură preventivă? Vă explic că dacă o să reiterăm poziția Procuraturii Anticorupție, ceea ce am vizat noi anterior și am comunicat și am făcut acțiuni, inclusiv demersul de aplicare a măsurii preventive luată de Ioan Șor, care l-am depus și după care instanța a aplicat o altă măsură preventivă. Păi acum, datorită informațiilor pe care le-am obținut de peste hotare, pentru că v-am comunicat și anterior, nu puteam să vă dau foarte multe detalii, informațiilor care le-am primit de la autoritățile similare din Letonia și alte state, analizele financiare economice, am revenit iarăși la aceeași poziție pe care am susținut-o asupra temeiurilor rezonabile de a fi aplicată această măsură preventivă. În curând vom depune demers către judecătoria Vulcan, prin care vom solicita aplicarea arestului pe un termen de 30 de zile. Această poziție a procuraturii este evidentă reieșit din probatoriu care îl avem administrat pe caz și respectiv reieșind din tot ceea ce am documentat până la această etapă, inclusiv și audieri de persoane, fapt pentru care o să ne permită nemijlocit să depunem demers către judecătoria Vulcan pentru a solicita aplicarea măsurii preventive. Procuratura se ghidează de anumite emoții ale societății și nu de prove și fapte, ori procesul verbal de reținere nu are absolut niciun argument și orice demers către instanța de judecată nu poate să conțină un argument pertinent pentru reținerea acestui. Cu detalii suplimentare vom reveni după încheierea instanței de judecată cu privire la demersul procuratorii. Credite care au fost acordate de către Banca de Economii în proporții deosebit de mari. Sumele exacte care se supăreze inclusiv în viitor în actul de punere sub amenuire și în alte documente care să fie amenuirea finală, respectiv o să venim și o să vă comunicăm. Sperăm.